și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, ca să vorbesc. Amin. Iubiți credincioși, iată că am mai trecut o noapte de rugăciune, încercând să învingem ușor lenea, somnul, oboseala, să cugetăm la mesajul Evangheliei pe care Mântuitorul, Iisus Hristos, l-a vestit în cuvântul Său, când a spus, veniți binecuvântați Tatălui meu și plecați că nu vă cunosc pe voi. Ați văzut foarte frumos și cum v-am spus și data trecută, nu repetăm pentru același lucru de două ori. Prima Evanghelie ne-a învățat să ne smerim, să nu ne rugăm fraților ca fariseu, să înjugăm faptele fariseului cu smerenia vameșului. A doua Evanghelie ne-a învățat că și atunci când am căzut în păcate grozave, cum spunea și la strană acum în cântare, că am greșit și ne pocăim și ne pare rău, și strigăm la cer, iată și Fiul Risipitor s-a ridicat și important a fost că s-a ridicat. Acel cuvânt, iată mă voi scula, l-a făcut să se înalță din sfera pământescului în sfera cerescului, să ajungă din nou la starea de har. Orice om, în constituția lui spirituală, are un suflet care trebuie mântuit și orice om, în constituția lui trupească, are un veșmânt de piele, adică patimile cu care ne luptăm până la ușa mormântului. Evanghelia de astăzi, care arată că și atunci când biruim păcatul, dacă ne ridicăm la Dumnezeu, suntem iertați și primiți și iubiți și miluiți, cum spune și la rugăciune, pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, îndelung răbdătorile, mult milostive și așa mai departe. Și iată că acum ne pune în fața faptului împlinit. Ne pune în fața faptului împlinit pentru două motive. Întâi și întâi să preamărească învățătura Bisericii creștine și să preamărească creștinismul iubitor de Hristos pentru faptele care vi le-am spus cu câteva duminici în urmă. Pentru iadul smerenii, pentru toate rigorile societății, a lumii, a trupului, a diavolului, care le-am răbdat pentru împărăția lui Dumnezeu. Și foamea, și scârba, și setea, și ocara, și umilința, și nedreptatea, și nerăbdarea, și toate câte ne-au fost puse în față, fie de semenii noștri, fie de noi înșine, fie de casnicii noștri, fiindcă Mântuitorul a arătat în multe evanghelii și a spus dușmanii noștri, casnicii noștri, dușmanii noștri, cei ce vor să ucidă trupul sau sufletul, și așa mai departe, multe alte învățături. Dar problema n-a rămas numai în stadiul acesta, ci s-a oprit la a arăta așa cum va fi judecata. De aceea se și cheamă Duminica Înfricoșatei Judecăți. Nu este înfricoșată, fiindcă sunt dragi. Stă Dumnezeu pe tronul slavii. Așa și începe Evanghelia, când va veni Fiul omului, într-o slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Clar, concis și categoric. Nu are de ce să fie înfricoșată judecata. Este înfricoșată prin faptul că mintea noastră omenească nu poate să priceapă cum va arăta acel tron, cum va arăta acea slavă, cum va arăta acel fiu al omului și cum va arăta împărăția lui Dumnezeu, care arată că va fi pe norii cerului cu putere multă. Se pare că norii cerului nu va fi vorba de norii de ploaie pe care ne închipuim noi că trec, ci cred că vor fi norii duhovnicești de har care vor lumina și vor străluci și se vor combina cu sufletele dreptilor, făcând o frumoasă armonie de culori, adică albul imaculat acelui vechi de zile, haina albă și părul ca lână, cum spune în Apocalipsă, strălucirea soarelui terestru, care a fost un astru și un ochi al lui Dumnezeu, și cum spune la psalm, nimeni nu s-ascunde de căldura lui, și aleargă ca un uriaș de la un capăt la celălalt, cum și Dumnezeu face. Apoi lumina puternică a sfinților, care vor străluci de 7 ori mai mult ca soarele, și lumina slavei sale, care atunci când le-a arătat-o ucenicilor săi pe cât li s-a putut, au căzut cu fața la pământ. Iată sensul înfricoșatei judecăți. Vom cădea cu fața la pământ de lumina slavei sale.
Deci nu vom putea privi în veșminte de piele, plin de patim, plin de neputințe, plin de carențe și de greșeli, plin de lipsuri și de combinații duhovnicești intruse în noi, pe toată dreptatea e o cârpă lepădată, să putem să privim acea lumină supranaturală, suprafirească, nepipăită de mână, nepercepută de ochi, neînțeleasă de minte și netâlcuită de ureche și de gură și de limbă. Deci iată ce este cu acea înfricoșare. Este înfricoșat Hristos pentru că este prea frumos, este prea iubit, este prea plin, prea milostiv, prea drept, prea blând. Și vine să răsplătească, cum spuneam și anul trecut, ca la un examen de licență sau la o teză de doctorat sau la o susținere de probă scrisă într-o sesiune în care ne va da notele. Cele progresive vor fi de la 6 în sus, se pare că 5 va fi nota de echilibru, într-o care mila lui cea mare va cumpăni, iar sub nota 5 toate vor fi în decadență și spune că acolo va lucra numai mila și harul lui Dumnezeu. Ce trebuie să știți mai departe este aceasta. Trăim secolul 20. Deci un secol de lene și nepăsare duhovnicească, în care toată lumea stă preocupată de venirea înfricoșatei judecăți. Cum va fi, ce va fi, semne, vine turma lui Ilie și spune că azi e sfârșitul, vin mâine hoviști și spun că-i poi mâine sfârșitul, vin mileniștii și spun că-i răspoi mâine, vin penticostalii și spun că-i peste o săptămână, vin cu tare și cu tare, ien secte care ne dau 900 și mii de vești false. Acești Hristoși mincinoși au fost, cum să spun, deconspirați de însuși Mântuitorul. Fraților, la vreme de apoi vor veni Hristoși și învățătorii mincinoși. Și când o să auziți că Hristos e în stânga sau e în dreapta, sau e acolo sau dincolo, să nu vă duceți, că nu este Hristos, ci este minciună. Minciună și înșelare. Cum a venit pe norii cerului ca fulgerul de la răsărit și de la apus, sau de la miază zi la miază noapte, într-o clipeală de ochi va fi venirea Lui. Nu vine cu tam-tam și cu tobă. La sunetul și la trâmbița Arhanghelului. Acea trâmbiță care a sunat atunci când a fost căderile cerești. Dar de data aceasta vor mai trâmbița spre pământ, și fiți cu luarea minte, spune Duhul Sfânt în psalm, de aia totdeauna trebuie să citim psaltirea, chemava cerul de sus, deci prima trâmbițare, și vor veni îngerii și sfinții și biserica biruitoare la judecată. Chemava cerul de pământul de jos, spune psalmul. Deci vor învia toți morții și va chema și pe cele de desubt, iadul. Îi va da de-a stânga și de-a dreapta. Este un semn perceptibil minții noastre de a înțelege mânia lui Dumnezeu și dreapta lui Dumnezeu. Cum se spune și în lume, zice, e de-a dreapta șefului, deci e pe bune. Ei, aici stânga este reprezentată de Mântuitorul prin simbolul caprii. Un animal îndărătnic care tot timpul stă cu picioarele și se cocoață prin copaci și pe unde poate să strice, să roadă îndărătnic și obraznic. Dar în același timp, de-a dreapta vor sta binecuvântații sau oile. Ele vor auzi glasul meu și va fi o turmă și un păstor. Trecând mai departe și făcând o analogie ușoară, trebuie să înțelegeți. Biserica creștină de răsărit a lăsat 4 semne distincte la venirea sfârșitului lumii. Una în Evanghelia de la Matei și Marcu, când spune că vor fi cu tremure, războaie, răzmerițe, cerul se va întuneca, luna se va roși, cum ați auzit în lunea săptămânii brânzei când se va citi, sau în săptămâna prima postului când se va citi din nou frumos Evanghelia de seara de la Canonul Mare și de la Vecernie. Iar următorul mesaj este acesta: privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul. Un alt mesaj frumos al Mântuitorului spune așa: nu știe nici Fiul, nici Îngerii, nimeni, ci numai Tatăl.
De ce nu știa fiul? Ce era în mai mică măsură ca tatăl? Nu! Ca fiu al omului era în ascultare desăvârșită a tatălui. Și nu hotăra el. Deci nu hotăra el, ci cuvântul lui Dumnezeu din veac care a făcut cerul, pământul, cum spune tot la psalmi. Cu cuvântul Domnului cerurile s-au întărit și cu duhul gurii lui toată puterea lor. Acela avea să decidă sfârșitul. Dumnezeul Sabaot, căruia îngerii cântă, Sfânt, 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 pline cerul și pământul de mărirea ta. Mergând mai departe, un alt mesaj pe care l-a lăsat Mântuitorul a fost și acesta. Când veți vedea pe cer semnul Fiului Omului. Deci iată încă un mesaj distinct. Dar cel mai clar și mai frumos mesaj este mesajul fecioarelor înțelepte. Să stăm cu un de lemn în candelă și să veghem. Cu un pic de post, cu un pic de rugăciune, cu un pic de lucrare duhovnicească, ca atunci când va veni mirele să ne cheme la nuntă și vom ieși în întâmpinarea lui să nu găsim poarta închisă sau lipsa unde lemnului din candelă. E suficient mesajul și pe înțelesul tuturor. Lăsând și aceasta la o parte, aruncăm la o parte sau ștergem cu mătura ortodoxiei, ca să spun așa, cu patristica, cu tradiția, cu dogmatica și cu tot ce a lăsat Hristos scris, toate mesajele false și mincinoase, inspirate în sufletul și în inima poporului de pretutindeni, nu numai români, ci toate bisericile creștine, a mesajelor false și a invențiilor false pe tot felul de prorocii și profeții a lui Sundar Singh, a lui nu știu mai cui și a lui nu știu mai cui. Toate au fost niște scrieri lăturalnice făcute de oameni, dar care n-au știut, cum spune Antonie Plămădeală în una din predicile sale, nici sfinții n-au știut totul. Au profețit în măsura în care Dumnezeu le-a descoperit. Dar bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu a putut să schimbe la stânga sau la dreapta, cu 100 sau cu 1000 de ani, cu 50 sau cu 20, venirea unei catastrofe sau chiar eliminarea ei. De aceea spun profețiile, în special a părinților de Sfântul Munte, că atunci când va veni semnul sfârșitului lumii, cel mai distinct semn va fi întronarea Antihristului. Sau cum spune, construirea templului la Ierusalim. Sau închinarea acelui împărat care va avea ca idol omul. Deci această materie coruptă și murdară care a fost făcută curată de Dumnezeu și spurcată de oameni prin proasta ei întrebuințare. Că nu era ziua, nu era noaptea, nu era mâncarea, nu era haina și toate celelalte. Ci rău întrebuințătorul, că Dumnezeu din veac le-a făcut, a văzut că toate erau bune și bune foarte. Deci acel veșmânt de piele pe care l-a îmbrăcat Adam prin cădere, a făcut ca el să cadă în permanent în extreme. Și atunci a fost nevoie de un mântuitor și a fost nevoie de o judecată să fie cântărite faptele, nu cum credem noi, cei bogați, avuți sau plini de sine, când spunem, a, lasă, aici e raiul, aici e iadul. Să stăm în această nădejde, să stăm în această așteptare, că vom avea ocazia să vedem dacă într-adevăr acolo sau dincolo este raiul. Aceasta a fost scurta și, de fapt, întreaga introducere despre înfricoșata judecată. Nimic în plus, nimic mai mult, nimic inventat, nimic scurtat. Vedeniile la o parte, minunile la o parte, profețiile omenești la o parte, învățăturile papistășești ale tuturor ereticilor, începând de la Iohovist, Baptist, Penticostal și ce-or mai fi ei în sectele și în religiile lor, le dăm frumos la o parte și rămânem deci la punctul de unde am plecat. Când va veni în slava sa cu sfinții îngeri, va sta pe tronul slavei. Ăsta e semnul. Iar pe cer va fi crucea sau arma creștinilor care a fost dată ca o armă împotriva dracilor. Începe acel dialog cu tremurător. Cine putea să vorbească decât cel care a deschis prima dată cu cuvântul său puterea întregii creații de a se manifesta în favoarea cununei creații, adică a-l ajuta pe om să ajungă și el un mic Dumnezeu. Și spune mai departe că va spune împăratul celor de-a dreapta lui. De ce se leagă împăratul imediat de cei de-a dreapta? Pentru că imediat își recunoaște în ei
chipul slavei sale. Ce înseamnă chipul slavei sale? Și a zis Dumnezeu să facem pe om după chipul și asemănarea noastră. În omul în care va găsi lumina curăției și lumina sfințeniei și lumina milosteniei și lumina iubirii și a iertării și a milostivirii și a bunătății și a simplității și a smereniei, își va recunoaște chipul său. Care? Cel ceresc? Nu. Chipul Fiului Omului, care a venit și s-a dat model perfect lumii pentru a fi urmat spre desăvârșire. Ne-a spus Hristos, eu și Tatăl una suntem. Eu vreau ca toți să fie una. Fiți desăvârșiți precum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Iată cine sunt cei de dreapta. Ușor de recunoscut, ușor de găsit, ușor de ales, ușor de câștigat. Și spune, moșteniți împărăția cea gătită vouă de la întemeierea lumii. Acest mesaj a mai fost transmis de Mântuitorul când a spus, mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru să vă gătesc, zice, locașurile care au fost întemeiate celor drepți de la facerea lumii. Așa cum iadul a fost făcut pentru dragi, așa și raiul a fost făcut pentru drepți. Mai întâi pământesc în Mesopotamia, apoi păzit de heruvim cu sabie de foc împotriva omului păcătos, la potop ridicat la cer și înduhovnicit spre răsărit, și în final raiul spiritual sau lumina slavei lui Dumnezeu, unde ne vom odihni toți după darul și măsura sfințeniei pe care am agonisit-o în lecția viața, lumea și omul. Am avut o viață scurtă sau lungă, psalmistul spune 70 vor fi putere 80 sau mai este și 120 sau de vor fi doar 20 și 40, nu e o regulă. Isaia ne pregătește în tot timpul. În scurtă vreme am plinit ani lungi de pocăință și a luat Dumnezeu sufletul lui să nu se schimbe în răutăți viața lui. De-aia ia copiii și să nu-și mai pună ateii și necredincioși întrebarea de ce Dumnezeu e nedrept și ia prunci. Dacă n-ar mai lua prunci și n-ar mai lua tineri curați și tinere și fecioare și feciori și pruncușori, n-ar avea cu ce să umple raiul că ăștia mari s-au buiecit și nu vor să sfințească. Și va spune lor, iată un dialog foarte însemnat, la literă sună frumos, să dai mâncare, să dai haină, să dai apă, să cercetezi temnița, să îmbraci pe cel gol, să ai grijă de el și să-l binecuvintezi și să-l miluiești și să-l ajuți. Da, asta e pentru cei începători. Asta e pentru prima treaptă a urcușului duhovnicesc, când omul schimbă păcatul cu virtutea și o transformă în faptă bună. Dar trecând la substratul și analiza măruntă acestui lucru, nu voi folosi termenul care l-am folosit anul trecut vorbind de suflet, ci vă voi spune altceva. Că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Nu mănâncă Dumnezeu. Că i-a spus Marte, e destul de clar. Ce tot te pripești și de multe te grijești? Tu nu vezi că Maria și-a ales partea cea bună? A spus la Cana Galilei, ce ți este ție, femeie? De ce te amesteci? Spune-le să umple buțile cu vin. Au băut, au mâncat, s-au distrat și au văzut că este un vin și mai bun. Era vinul la mine, adică vinul la rai. Deci era vinul care nimeni nu-i știa leacul, ci Dumnezeu l-a binecuvântat să schimbe o turmă întreagă de iudei spre adevăratul Dumnezeu și zilotul să lasă nunta și să urmeze lui Hristos. Dar când a spus că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, vă spun eu ce la ce s-a referit. S-a referit la întreaga ceată a clericilor din biserica pe care a întemeiat-o Hristos pe pământ, care vine să hrănească turma lui Hristos cu învățături. De ce vă spun lucrul acesta? Lipsiva boii de la iesle, spune în cântarea cântărilor, și oile nu vor fi la mâncarea lor. Deci iată ce frumos se găsește tâlcuirea. Atunci când biserica nu va mai avea cler și cuvânt de folos și liturghie și hrană pentru om și pentru sufletul lui, atunci Hristos va flămânzi și se va apropia uriciunea pustirii din locul cel sfânt, adică de la casa lui Dumnezeu. Însetat am fost și nu mi-ați dat să beau. Nu mai este sufletul care însetează de Hristos.
ci este poporul credincios care vrea să sorbească apele râului Duhului Sfânt din Evanghelia lui Hristos și nu va avea de unde din două motive. Poporul rău fiind va da preoți răi. Preoții răi fiind vor da învățătura rea. Și Mântuitorul va spune, dacă sarea s-a stricat cu care să drege mâncarea și să aruncă, ce va mai folosi celelalte? Deci trebuie să însetăm după cuvântul lui Dumnezeu, cum însetează cerbul după izvorul apelor. Deci să bem apa Scripturii și să o sorbim dintr-o înghițitură și să o trecem în noi și să o filtrăm în fapte bune. Străin am fost și m-ați primit. Mai am și alte oi ce nu sunt din turma aceasta. Fiecare creștin din Biserica de Răsărit n-are misiunea numai de a pune o colivă pe masă, de a scrie un pomelnic, de a citi un psalm sau de a face o milostenie celui de lângă el, ci mai are misiunea de a fi apostolul social al familiei lui, a prietenilor lui, a rudelor lui, adică și cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu să fie făcuți să primească, să înțeleagă, să-L descopere și să se desăvârșească în Dumnezeu prin ce? Prin străinătatea simplității lor, ajutați de faptele și de învățăturile și de lucrările noastre creștinești, că de vă veți iubi între voi, va cunoaște lumea că sunteți ucenicii mei. Cine se iubește nu-i străin unul față de celălalt, ci spune Sfântul Maxim, adevărata iubire de Dumnezeu este să trăiești tu pentru aproapele și aproapele în tine. Ei, am rezolvat și cu străinătatea. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Golătatea acestui popor creștin, hrănit de biserică, adăpat de biserică, împrietenit și ajutat, adică înglobat de biserică prin iubire, mai trebuie să aibă și o haină. Această haină este tocmai lucrarea virtuției smereniei ca să se împlinească cuvântul părinților filocalici. Smerenia pentru monah este coroana pietrelor scumpe. Pentru creștin este haina Dumnezeirii. Iar pentru Dumnezeu este virtutea virtuților, cum îi spune grecul, vatos tapinosios, un adânc de smerenie într-un har de smerenie. Adică Dumnezeu este prea plinul și izvorul nemărginit sau apofatic al smereniei, iar omul este catafaticul nemărginit al izvorului necunoscut de mintea omenească a smereniei. Am fost și în temniță și ați venit la mine. Temnița aceasta este minunată. Uneori poate fi trupul, alteori poate fi lumea, dar cred că de data aceasta este mintea. De ce vă spun că este mintea? Pentru că se mai practică și se formulează acea învățătură când se spune nu vreau să știu multe să dau răspuns, s-o credeți voi. Nu vreau să cunosc multe, zice, să am de dat socoteală. Cum ai învățat 7-8 limbi, 5-4-3-2 facultăți, 7-5-9 doctorate și multe alte lucruri în viața ta, să te îmbraci frumos, să vorbești frumos, să scrii frumos, să iubești frumos, să muncești frumos, trebuie să înveți să-L găsești pe Hristos frumos. Și să-L scoți de unde? Din temnița minții obraznice, adică minții de carne, care vrea numai pământescul, și să le eliberezi prin contemplare, cum spune Gheorghe Arselaitul în Filocalea 6, și să-l duci cu mintea în cer pe om, iar dracii să poată să-și bată joc de trup și trupul să nu simțească, fiindcă e acoperit de darul lui Dumnezeu. Adică ne îndeamnă să ieșim din temnița pământească un creier de 2 kg sau de 1 kg și să trecem la nemărginita divină, puterea lui Dumnezeu care e dincolo de cerurile cerurilor. Și Pavel spune, nu știu un trup sau afară de trup, urechea nu pricepe, ochiul nu știe să vadă, limba nu poate spune și mintea nu poate să înțeleagă. Acolo trebuie să ajungem, aia e libertatea. Acolo sus în cer e patria cerească. Acolo îngerii vestesc și lui Dumnezeu îi cântă și veșnic dănțuiesc. Nu sună chiar așa, aproximativ. Și rămâne minunată problema, că drepții au răspuns. Doamne,
Și trecem etapa, nu repetăm ca la copiii de grădiniță. Când te-am hrănit, când te-am îmbrăcat, când te-am adăpat, când te-am cercetat, când te-am milostivit și toate celelalte. Și spune destul de desăvârșit, întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Cine-s cei mai mici, frații noștri? Este sufletul, inima și mintea. De ce? Cineva o să spună că nu e adevărat. Ba, e adevărat! Însemnatul s-a peste noi lumina feții tale, Doamne, spune o rugăciune. Cu pace ne vom culca și vom adormi, că deosebi într-o nădejde neașezat. Când doarme mintea în pace și inima se roagă în pace. Când inima se roagă în pace și sufletul e în pace și împăcat cu Dumnezeu. Și când îți doi, trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu cu ei. Și întrucât ați făcut celor mai mici, mie mi-ați făcut. Deci tu ți-ai desăvârșit sufletul, inima și mintea și ai ajuns la sfințenie, adică ai ajuns să nu știi cum am ajuns, Doamne, la tine. Eu știu căile. Fiindcă spune Scriptura, necunoscute sunt cărările Domnului. Dacă sunt necunoscute, El le știe. Acum, ca să nu ezităm prea mult și să lungim povestea cu contrarul, este ușor de înțeles de la sine, făcând antiteza. Nu-și regăsește Dumnezeu chipul în păcătoși și nu-l va regăsi niciodată. Nu vrea să-l regăsească, fiindcă le-a lăsat taina pocăinței. Nu vrea să-l regăsească, fiindcă le-a lăsat sfintele tainii. Nu vrea să-l regăsească, fiindcă le-a lăsat botezul. Nu vrea să-l regăsească, fiindcă le-a lăsat Evanghelie. Nu vrea să-l regăsească, fiindcă le-a lăsat posibilitatea rațiunii și a cuvântării să se cunoască că credința vine din auz. Deci iată, mai întâi credința și răspunsul intră în urechi și apoi în toate celelalte mădulare ale sufletului. Spune și Isaac Siru și Ioan Scăraru și alți sfinți părinți. De aceea spune că mântuirea stă într-un mult sfat și cei ce se sfătuiesc sunt ca o cetate bine întărită. Și frate pe frate sfătuindu-se, spune Isaac Siru, ca o cetate bine întărită. Dar mai mult decât atât, cine dulceața rugăciunii a dobândit, fuge de deșertăciunea lumii ca asinul sălbatic. Deci iată câtă frumusețe și lucrare. Și bineînțeles că cu tremurul, groaza, frica, spaima, numai dacă amintim ce spune Efrem Siru în istoria dogmelor despre păcătoși, e suficient. Vor fi de 7 ori mai întunecați decât noaptea cea neagră. Și negreața trupului lor duhovnicesc, care va fi la înviere, și negreața sufletului lor nenorocit, care poartă doar chipul lui Dumnezeu în el, adică nemurirea, rațiunea și cuvântul, pentru că acestea sunt din Dumnezeu date omului, fiind pervertite și murdare, Dumnezeu le respinge. Cum omul nu se îmbracă cu o haină spurcată și murdară și vrea întâi să o spele, așa și Dumnezeu nu își îmbracă podoaba hainei sale. A văzut Mântuitorul avea veșmânt de-a întregul, acela era lumea, dintr-o singură bucată, o singură dorință și o singură voință. Și mergând mai departe, spune, duceți-vă de la mine, blestemaților. Ce înseamnă blestema? A ridica harul și binecuvântare. Asta înseamnă blestema. Nu să fugim de blestemul oamenilor, ci de blestemul lui Dumnezeu să ne ferim. Că spune Simeon, peste care va cădea această piatră, îl va spulbera. Dar cine se va poticni de ea, să va sfărâma. Să sperăm că noi ne-am poticnit și avem timp să ne adunăm, să ne întregim și să ne ridicăm. Iar cei peste care i-a spulberat, atunci când va fi sfârșitul, numai El știe în ce etapă ne va prinde. De aceea ne-au lăsat arme, post și rugăciune și taine în biserică de curățire, de sfințire, de iluminare și de desăvârșire. Și spune că și ăștia, în final, pun întrebarea. Doamne, unde, când, cum și așa mai departe. Luată literar, n-am făcut bine săracilor, nevoiașilor, orbilor, ciungilor, nenorociților, întemnițaților și așa mai departe. Luată spiritual, n-am făcut trupurilor noastre nimic bun. Luată duhovnicesc și la înălțime înaltă contemplativă, o inimă murdară și spurcată, cum spune Matei, din ea răsar prea curvii, hoții, adultere, desfrânări și toate relele. Dintr-o minte murdară care Mântuitorul a consemnat și a spus în Evanghelie, zice Luminătorul, trupul este ochiul și a sufletului este mintea. Și dacă mintea e întunecată și sufletul e întunecat, iertate sunt păcatele, ați patul tău și umblă. Iată că era întunecat și plin de păcat și pentru păcatele lui bolea și noi bolim.
Și mai mult decât atât, Mântuitorul se adresează direct, întrucât n-ați făcut celor mai mici, mie nu mi-ați făcut. De ce? Inima-i casa sufletului, mintea-i casa rațiunii, iar gura, cu organul ei de putere duhovnicească, care are voința de a schimba și de a spurca, este organul cuvântului. De ce? Ioan Gură de Aur. Dacă am fi fost să mâncăm, iarba ne făcea cu buzele să prindem iarba și nu să scoatem iarba Scripturii, zice, pe vârful limbii. Mai mult decât atât, va spune că nu-i cunoaște și din alt motiv. Au continuat, nu cum spune Evdochimov, nu cum spun origeniștii și alte învățături mai scăpătate, că va fi o mântuire și a celor care până în final răi fiind, și nu vrea Dumnezeu să o facă din două motive, că un milionar sau un miliardar, sau un nesimțit, sau un desfrânat, sau un bandit, sau un tâlhar, n-aveau să se pocăiască niciodată. Dacă puteau veșnic să fie vechili, să fie ciocoi, să fie boieri, să fie hrăpăreți, să fie murdari, să fie insinuatori, să fie comuniști, sau cum vrei să-i faci, toată viața ar fi mers așa. Și sigur că l-ar fi spânzurat și pe Dumnezeu de el era în putere. Dar Dumnezeu râde de dânsii. Și i-a lăsat să meargă în inima lor, în izvodirea lor, și îi va șterge ca praful în fața vântului și ca tina în fața uliților. De ce? Pentru că el rămâne veșnic, puternic și biruitor. Și Dumnezeu, care știe și înapoi, și în prezent, și înainte, deci trecut și viitor, știe că aceștia nu se îndreptau niciodată. Nu i-a predestinat, nu i-a ghidat, nu i-a băgat forțat, ci i-a lăsat să meargă, cum spune Catisma 7, ca oile la junghiere. Și casa lor îi iadul în veacul veacului și s-au scris numele lor și slava sa pe pământurile lor și pe casele lor. Catisma 7. Și când vă spun lucrul acesta, închei înfricoșata judecată și vă spun că acolo la înfricoșata judecată vor sta și sfinții. Biserica luptătoare din cer. Vor zâmbi sfinții când vor vedea jidanii. De ce? Că l-au nenorocit pe Hristos cu păli, cu scuipări, cu suliți și cu toate, crezând că nimicesc pe Dumnezeu și adevărul absolut. Vor râde sfinții când vor vedea, deși ei se întristează, că le milă de orice om. Spunea Siluan, și pentru draci să te rogi. Spunea Ava Antone, și pentru draci să te rogi. Spunea Ava Pafnute, și pentru draci să te rogi. Dar Dumnezeu, care este tot dreptul și tot bunul, știe unde e pocăință, știe unde e umilință, știe unde e rea voință. Și atunci sigur că le va da sfinților putere să triumfe, nu în sens de egoism și de mândrie personală sau de umflare în sine, ci tocmai pentru a preamări biserica biruitoare care s-a scăldat în oasă de sfinți, în sânge de mucenici, în calvar, în scârbă, în foame, în sete, în prigoană, în măcel, în împușcătură, în spânzurătură, în lespezi comuniste, în închisori comuniste și tot ce vrei. Dar a triumfat că a stat Hristos și a spus: nu te teme, turmă mică, că porțile iadului nu te vor birui în veacul veacului. Deci, și atunci când vor veni după aceștia și sectarii și avarii și lacomii și toți care vor mai vrea să vină să creadă că Dumnezeul lor e cel mai bun, Dumnezeu va spune: și un om a sădit un teasc, a făcut un teasc, a pus o vie, a împrejmuit-o cu gard și a dat-o la lucrători. Altădată i-a strâns din uliță până la amiază pe toți și le-a plătit la fel. Să arate că e bun și așteaptă pocăința oricui. Dar altădată a trimis stăpânul personal slugi și nu le-a primit, a trimis personal pe demnitarii lui și nu i-au primit, a trimis personal pe fiul său și nu l-au primit, și atunci și-a spus: eu vă rup urechile. Și a venit personal. El a distrus via, dar nu a scos-o din pământ, ci a lăsat-o să crească. A distrus pe lucrătorii ei și i-a pedepsit și via a dat-o altor lucrători. Și va veni să-și ia rodul și să-și ia socoteala. Deci de aceea trebuie ca această noapte petrecută împreună să nu fie prilej de spaimă de întâlnire cu Dumnezeu. Din contra, prilej de intrare cu bucurie în post pentru următorul motiv.
Avem un Dumnezeu tare, sfânt, puternic și nemărginit. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu ești Dumnezeu care faci minuni. Și orice sfat veți sfătui, risipil va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu. Îngerul de mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu. Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu. Nimenea, cine nu-i cu noi, spunea Hristos, e împotriva noastră. Nu ca la catolici cu inchiziție, ci cu dragoste. Când au venit ucenicii și au spus, pierde-i cu foc, că nu ne-a primit. A cui ucenici sunteți voi de dați asemenea poruncă? Iubiți-vă, încercați să-i îndreptați, pentru că câinii mănâncă veșnic de la masa stăpânilor. Deci trebuie ca ortodoxi și ca creștini să profităm de orice moment și de orice clipă din viață și să nu facem altceva decât să ne împodobim credința, să ne apărăm biserica, nu cu parul, nu cu funia, nu cu coasa, nu cu pușca, cu faptele. Să vină toți cei răi făcători și să întâlnească o stână cu oi grase și cu câini buni. Ca atunci când va veni lupul să sfâșe și să strice, năimitul să nu lasă oile să fugă. Să șadă turma și păstorul și să aibă în față conducătorul și să meargă toți la același domn, aceeași credință și același botez. E suficient pentru astăzi. Trebuie să mai țineți minte două lucruri. Că începe postul mare și are premergător săptămâna brânzei. Nu se mănâncă carne într-această săptămână. E un canon istoric în care poporul Bizanțului, mi se pare, nu știu că în timpul cărui împărat, era să fie cucerit de păgâni și au dat acel ordin de săvârșit să se postească de carne, unde un vârtej mare și un val mare a înghițit corăbii și păgâni și tot și a lăsat ca credința să triumfe și atunci acel patriarh Justinian sau ce era el împărat prin Constantinopol a cinstit această zi și această săptămână a facerii minunii respective prin faptul că a lăsat săptămâna albă. Medical și biologic trece corpul de la o hrană tare spre o hrană slabă și are nevoie de un tempo, cum se spune. Mai mult decât atât, cine nu se încumetă să respecte acest canon, nu se va împărtăși 4 ani. Nu eu l-am inventat, ci așa e pus în canoane. Mai mult decât atât, începe postul mare, începe canonul mare și încep multe lucruri frumoase, trebuie să știți să vă învățați să vă spovediți. Care cu caietul, care cu îndreptarul, care cu listuța, care cu hârtiuța, dar să nu veniți atunci când puteți sau când vreți, ci când trebuie. În orice zi a săptămânii e Sfânta Liturghie, în orice zi de obicei, miercurea și vinerea, se face liturghie sfințită și tot ce va mai fi și așa mai departe, sâmbăta Sfântul Ioan Gură de Aur, duminica Vasile cel Mare, și așa că veți avea unde și cum să o faceți. Nu cu grămada, nu pe fugă, nu cu înșelăciunea, nu cu încercarea de a desconspira niște spovedanii să nu cădeți rău în fața duhovnicului și mai mult decât atât, nu cu acele mijloace viclene, spun viclene, că va zice cel de-a dreapta și cel de-a stânga, știți ce spune? Că n-am putut posti că-s bolnav, că n-am avut, că am servici, că nu știu ce. La păcate tot servici am avut și tot bolnavi am fost. La fapta bună și la curățire tot servici și tot bolnavi suntem. Deci dacă te-ai îmbolnăvit de păcate într-o boală, într-o boală să te curățești. Dacă te-ai îmbolnăvit sănătos, sănătos să te curățești. Adică să nu o luăm în râs pe Doamna și Stăpâna Născătoare de Dumnezeu și Maica Bisericii, care stă de fiecare dată din Sfântul Altar și privește pocăința noastră. Să nu luăm de râs pe Stăpânul și Domnul, ce stă pe tronul slavei în iconostas, nu neapărat în slavă, stă în Sfântul Potir și privește la cel care cu viclenie îl înghite sau cu fățărnicie și este tot o judecată, pentru că cine mănâncă cu nevrednicie, foc își ia și o sândă. Deci cam asta e pregătirea. Ceea ce vă rămâne și trebuie să știți este aceasta. Nu trebuie să ne descumpănim nici de vorbe false, nici de învățături false, nici de probleme false. Omul spovedit și împărtășit, omul credincios și rugător și iubitor de Dumnezeu, se cheamă român creștin, se cheamă român curajos și viteaz, și dacă toți înaintașii noștri au apărat
țara și cu sabia și cu icoana și cu Sfânta Împărtășanie, nouă nu ni se cere sabie, ni se cere cuvânt, statornicie, devotament, vigoare și promptitudine. Cele patru mari puteri filocalice care le arată Ioan Damaschin la om că le are de la naștere. Bărbăția, dreptatea, cumpătatea și prudența. Cine știe să păzească acestea, viu va fi în veacul veacului. Amin.